Mobilizare generală pentru renovarea unui parc din Târgu Frumos. Voluntarii unei asociații invită mâine locuitorii orașului să dea o mână de ajutor pentru reabilitarea unui spațiu de joacă dintre blocuri. Vor fi vopsite băncile, balansoarele și se va monta o poartă nouă pentru că cea veche a fost furată. Voluntarii de la Asociația Asiris invită mâine toți locuitorii orașului Târgu Frumos să ajute la renovarea unui parc. Este vorba despre spațiul de joacă făcut tot de organizație în anul 2009 pe strada Ecaterina Teodoroiu, în spatele oficiului poștal. Acțiunea începe în jurul orei 15:30 și cine vrea poate aduce materialele necesare de acasă, vopsea, pensoane, mănuși și altele. Mâine la ora 3:30, voluntarii Asiris vor amenaja parcul cu același nume. Vor să sape pământul și să smulgă burienile. Avem de gând să vopsim băncile și să ne reparăm și vom primi ajutorul domnului viceprimar din partea primăriei, de fapt. Tinerii au cerut și ajutorul administrației locale, au făcut o cerere în care au solicitat mai multe scule electrice, țevi de fier și plasă pentru o poartă, pentru că cea veche a fost furată. În cererea de la primărie am scris că vom vrea să punem o poartă nouă, deoarece cealaltă a fost furată. Parcul Asiris a mai fost renovat odată cu ajutorul unor adolescenți din oraș. Spațiul de joacă a fost făcut de organizație cu 200 de euro, obținuți printr-un proiect european, dar și cu ajutorul societăților și a oamenilor din Târgu Frumos. Primăria a dat coșurile de gunoi, iar mai multe firme au donat băncile, au nivelat terenul și au adus balastru și nisip.